Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, de data aceasta, iată că au ieșit patru cărți, nu pot să le iau pe toate patru, o să iau doar acestea trei. Haideți să vedem, dragii mei, care vor fi energiile acestei lecturi pentru voi care priviți la acest video, care sunteți într-o relație de dragoste cu cineva drag vouă și vă doriți să știți încotro se va orienta această conexiune. Sau pentru aceia dintre voi care sunteți singuri, singure, văd că și voi vă doriți să știți cât va mai dura această situație de viață pentru dumneavoastră. Sau pentru voi, cei care sunteți în separare de partener, de parteneră, este clar că și voi vreți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în conexiune cu voi. Haideți să vedem, dragilor, iată că prima carte din această etalare este acest 9 de cupe. Da, este cineva în viața dumneavoastră, cineva care se simte profund impresionat de tine în aceste momente. Această persoană are o situație materială foarte bună, să știi. Este o persoană foarte realizată din toate punctele de vedere, posibil să fie o persoană dintr-o zodie de apă. Da, iată că acest om, acest bărbat sau această femeie are aceste cupe pline în viața sa în aceste momente și se bucură de această împlinire de care are parte, da? Se bucură de o independență financiară, se bucură de împlinire din toate punctele de vedere, dacă are un job, se bucură de împlinire la job, dacă are o afacere, se bucură de foarte mult succes acolo, da? Și având această viață împlinită, dorește să aibă parte de același lucru și într-o conexiune de iubire. Da, și această persoană văd că se orientează spre tine în perioada următoare pentru că a pus ochii pe tine în urmă cu ceva timp. Da, poate că te-a văzut într-un loc aglomerat, poate că te-a văzut într-o mulțime de oameni și a rămas pur și simplu uimit de modul în care tu ai apărut, da? De frumusețea ta, de atractivitatea ta, cel puțin poate că ți-a întâlnit și privirea pentru câteva momente, da? Și este posibil să fi simțit această conexiune specială cu tine. Da, această persoană, dragul meu sau draga mea, să știi că va dovedi să fie într-o să creeze o legătură foarte serioasă cu tine. Și poate chiar să-ți propună o căsătorie, da, în perioada următoare. Bineînțeles că acest lucru poate fi prea prompt, prea rapid pentru două persoane care de-abia acum se cunosc, dar nimic nu poate fi prea rapid pentru această persoană care simte că te cunoaște de când lumea, da? Da, va fi ca un destin împlinit pentru această persoană faptul că te-a întâlnit și faptul că, iată, va putea să iasă la întâlniri cu tine, va putea să te cunoască din ce în ce mai bine pentru că scopul său să știi că este precis și este aceea de a avea o viață alături de tine. Hai să vedem și următoarea carte. Da, vedem aici că această persoană are un trecut în spate, da? Are un trecut care de cele mai multe ori poate să nu fie unul fericit. Da, este posibil ca unele dintre aceste persoane să fie avut de-a face cu o relație eșuată în ultima perioadă. Da, o relație eșuată care însă s-a terminat de ceva timp, da, pentru că văd, simt această solitudine acestei persoane de destul de multă vreme. Așadar, pentru unii dintre voi este posibil, dintre aceste persoane, pentru unele dintre aceste persoane este posibil să fi încheiat un divorț cu o persoană din viața sa. Iar pentru altele este posibil ca persoana din viața lor să fi decedat. Da? Este posibil ca aceste persoane să fie văduvi sau văduve în această perioadă, da? Și să își dorească pentru prima oară, parcă mai ales din momentul în care te-a văzut pentru prima oară, da? Să își dorească un nou început în iubire, da? Pentru că această ființă simte că porțile inimii sale se deschid din nou foarte larg. Da? Și este foarte entuziasmat sau entuziasmată de ceea ce poate urma între sine și între el și tine sau între ea și tine, da? Dacă tu ești bărbat. Dragul meu sau draga mea, așadar,
va dori să se deschidă această persoană spre o nouă perioadă cât se poate de pozitivă, cât se poate de luminoasă în viața voastră și simte că sunteți la un pas distanță de fericire, da? De a crea această fericire pentru voi în perioada următoare. Hai să vedem și următoarea carte. Da, iată că asta vă așteaptă, da? Vă așteaptă fericirea, vă așteaptă împlinirea în dragoste, odată cu această nouă oportunitate de care aveți parte amândoi în aceste momente. Dar faptul că vă cunoașteți acum este ca un destin împlinit, exact ce spuneam mai devreme. Și intențiile acestei persoane, să știi că se vor vedea încă de la începutul, de la primele voastre întâlniri. Da? Pentru că modul în care îți va vorbi această persoană și modul în care va veni spre tine îi va trăda fiecare intenție. Da? Așadar, te va face pe tine să te gândești la ceea ce această persoană își dorește de la tine. Da? Pentru că el, dacă este bărbat, da, el va dori să-ți transmită subtil, nu-ți va spune direct ceea ce dorește de la tine, dar îți va transmite subtil prin anumite aluzii pe care ți le va face în timpul convorbirilor pe care le aveți, da, îți va transmite aceste intenții și dorințe ascunse ale sale. Vor rămâne ascunse încă puțin timp aceste dorințe ale sale, dar la un moment dat ți le va divulga, să știi. Îți va spune că, de fapt, el tânjește după o căsătorie, da? Tânjește după o viață pe care să-și o facă alături de o persoană, alături de care să trăiască în liniște, în armonie, să vă faceți viața exact așa cum vă doriți și să fiți un cuplu cât se poate de împlinit în iubire, da? Asta își dorește această persoană, pentru că exact cum spuneam și la începutul acestei etalări, iată, are în viața sa tot ce își dorește din punct de vedere material și îi lipsește, din păcate, această latură, da? Pe care vrea să-și o satisfacă. Să vedem dacă veți fi de comun acord și dacă veți reuși să împliniți, și această dorință a acestei persoane. Hai să vedem și următoarea carte. Da, se pare că sunteți o pereche care veți fi onorată, ca să zic așa, veți fi satisfăcută de atâta abundență care se revarsă asupra voastră. Și asta se datorează în primul rând minții voastre foarte pozitive, pentru că iată, manifestați exact ceea ce vă doriți în această perioadă și asta se datorează și gratitudinii și recunoștinței pe care voi o manifestați în fiecare moment al vieții voastre față de tot ceea ce aveți, față de tot ceea ce primiți în fiecare moment al existenței voastre. Da, așadar, dragii mei, dragele mele, sunteți în abundență în aceste momente și vă deschideți și spre și mai multă abundență din toate punctele de vedere, atât material cât și sentimental. Da, haideți să vedem încă o carte pe care o voi lua din acest oracol al viziunilor spirituale. Iată că avem aici cardul cu numărul 48. 48, care vorbește despre alegeri, riscuri și consecințe. Putem fi adesea intrigați de un scenariu de tipul ce-ar fi dacă. Această carte reprezintă curiozitatea, ispita și dorința de a ști. Este firesc să vrei să știi sau să vrei să faci ceva și singura modalitate de a afla este să faci acel lucru. Prin astfel de procese putem crește și evita stagnarea, dar există cauze și efecte. Aici o regină deschide o comoară în formă de ou, din care iese un șir de zâne. Luminând ca licuricii, ele sunt acum libere. Este neclar dacă rezultatul eliberării lor va fi marcat de entuziasm sau de regret. Acțiunile noastre au în mod invariabil consecințe, atât bune cât și rele. Deci trebuie atins un echilibru. Dacă nu începem o acțiune, nu vom ști niciodată cum ar fi și aceasta la rândul său poate deveni o ocazie pierdută. Dar în același timp apreciem corect posibilele repercusiuni care ar putea rezulta.
Da, dragul meu, draga mea, iată că această carte vorbește despre alegerile pe care dumneavoastră le puteți face în această zi, în această perioadă a vieții voastre, da? Și puteți alege, bineînțeles, să fiți alături de această persoană, la fel cum el sau ea vă alege pe dumneavoastră în această perioadă, sau puteți alege în continuare să rămâneți singur, singură sau să vă orientați spre altcineva. Da, bineînțeles că depinde doar de voi. Ce veți alege, bineînțeles, știind și fiind foarte conștient sau conștientă de faptul că alegerea aceasta a dumneavoastră va fi urmată de anumite repercursiuni, da? Așadar, este bine să alegeți în cunoștință de cauză sau cât mai aproape de a fi în cunoștință de cauză, da? Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici un valet de bâte, dragii mei, alături de acest 9 de cupe. Și spuneam, această persoană este foarte împlinită în viața sa în general, da? Trăiește în abundență, abundență pe care va dori să o împartă cu tine din toate punctele de vedere, dragul meu, draga mea. Așadar, iată că își dorește ca în perioada următoare să se deschidă spre tine și dacă îți va cere să ieșiți la anumite întâlniri, așteaptă-te ca această persoană să te cucerească din prima, da? Prin gesturile sale, prin vorbele pe care ți le va oferi, prin toată această atitudine curtenitoare pe care o va afișa în fața ta. Această persoană, în primul rând, că va fi foarte galantă, foarte frumos îmbrăcată, foarte frumos mirositoare, ademenitoare din toate punctele de vedere și îți va oferi un buchet frumos de flori și te va invita într-un loc la fel de frumos, la fel de încântător, precum este prezența sa. Și mai departe, veți decide doar voi spre ce vă veți orienta, da? Spre conversații care vă vor purta pe meleaguri de vis, da? Spre multe speranțe pe care le aveți și pe care le legați de această nouă conexiune sau, ce știu eu, spre îndeplinirea anumitor dorințe ale voastre în această zi. Da, foarte frumoasă cartea. Haideți să mai luăm o carte. Iată că avem aici Cartea Puterii, dragii mei, alături de Moartea. Și da, vedem aici că această persoană care vine în fața ta în aceste momente și care își dorește să aibă o legătură foarte profundă cu tine și mai mult decât atât să te ia de nevastă, draga mea. Această persoană își dorește să încheie odată pentru totdeauna cu trecutul său, da? Să nu se mai gândească la acest trecut dureros din viața sa. Și iată că în această zi își va da seama că de fapt toată puterea stă la el, da? Își va da seama că el sau ea este o persoană foarte puternică și că va reuși să facă toate schimbările pe care și le dorește în viața sa, alături de tine, da? Știind, bineînțeles, că te are pe tine alături. Și următoarea carte, dragilor, iată că este Cavalerul de Cupe, o altă carte foarte bună, alături de Regina de Monede. Și vedem că această nouă oportunitate va însemna un nou început pentru voi în această poveste de dragoste, da, vă veți urni amândoi spre ceva cu totul semnificativ. Această persoană este foarte îndrăgostită de tine și va dori să-ți transmită din toți porii săi, prin toate modalitățile, acest lucru, da? De fapt, tu vei simți acest lucru încă de la prima sa întrevedere. Hai să mai luăm o carte. Da, iată că, dragii mei, ați găsit dragostea adevărată. Aceasta este povestea de dragoste a unei vieți întregi. Așadar, da, nu vă mai feriți de la a primi și a oferi dragoste acestei persoane sau de la această persoană, da, pentru că se pare că este cel mai potrivit sau cea mai potrivită ființă care putea interveni în viața dumneavoastră în aceste momente. Așadar, da, sunteți meniți să fiți împreună, sunteți meniți să fiți fericiți și să trăiți o poveste de vis amândoi.
Acestea fiind spuse, acestea au fost etalările, aceasta a fost etalarea mea de azi, eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!